Patru sportivi de la CS s-au calificat la Campionatul European de la Galați, după ce au obținut rezultate foarte bune la faza finală a Campionatului Național de la Izvorani, ce a avut loc în weekend. Finala Campionatului Național de Karate Tradițional de la Izvorani s-a încheiat cu brio pentru sportivii de la Terakhiț Zalău. Seri Roberta, Pal Brigita, Iulia Clițan și Călin Marincaș s-au calificat la campionatul european de la Galați. Celalți doi sportivi au obținut doar mențiuni pentru că nivelul finale a fost puțin peste nivelul lor de pregătire. Potrivit lui Călin Marincaș, toți sportivii clubului s-au comportat foarte bine. Călin Marincaș a obținut trei medalii, două medalii de aur și o medalie de argint. Campionatul european va avea loc la Galați la sfârșitul lunii mai, unde sportivii clubului Zăleoan vor încerca să obțină cât mai multe medalii.